de Pateric, despre fratele din mănăstirea Hozeva. Ava Grigorie, care a fost soldat înainte de a se călugări, ne povestea. În chilia Hozeva era un frate care învăța slujba proscomidiei. Într-o zi a fost trimis să aducă prescuri. În drum spre mănăstire a rostit slujba Sfintei Proscomidii, după toată rânduiala. Diaconii au luat prescurile și le-au pus pe disc în Sfântul Altar spre a le proscomidi Ava Ioan, supranumit Hozevitul, pe atunci preot, care mai târziu a ajuns episcop al Cezareei Palestinei. Pe când slujea însă, n-a văzut ca de obicei pogorârea Duhului Sfânt. Întristat că ar fi păcătuit cu ceva și pentru aceasta n-a venit Duhul Sfânt, s-a dus în diaconicon aruncându-se cu plânsete cu fața la pământ. Și i s-a arătat Îngerul Domnului spunându-i că fratele, pe când aducea prescurile, a rostit pe drum sfânta slujbă. Și au fost sfințite, așa că ele sunt desăvârșite. Și de atunci a dat poruncă bătrânul ca nimeni, dacă nu-i hirotonit, să nu mai învețe pe de rost slujba Sfintei Proscomidii, nici să norostească la întâmplare, în orice vreme, în afară de altar. Fapta minunată a lui Ava Iulian Stâlpnicul. Ava Chiril, ucenicul lui Ava Iulian Stâlpnicul, ne povestea următoarele. Auzind de viața și faptele minunate ale lui Ava Iulian, m-am dus împreună cu tatăl meu și cu fratele meu la el. Eu, povestește Ava Chiril, sufeream de o boală de nevindecat. Nici un doctor n-a putut să mă tămăduiască. Când m-am dus la Ava Iulian, bătrânul m-a vindecat îndată prin rugăciunile lui. Am rămas așadar toți trei lângă el și am renunțat la lume. Bătrânul l-a rânduit pe tatăl meu mai mare peste grâu. Într-o zi, tata s-a dus la Ava Iulian și i-a spus: "N-avem grâu." "Mergi, frate," i-a răspuns bătrânul, "adună grâul pe care îl găsești și macină-l. Pentru mâine se va îngriji Dumnezeu de noi." Tatăl meu, supărat din pricina acestor cuvinte, căci știa că nu mai lăsase nimic în hambar, s-a dus la chilia lui. Dar pentru că frații n-aveau ce să mănânce, bătrânul l-a chemat până la el. Abia a sosit și i-a spus: "Frate Conon, du-te și fă de mâncare fraților cu grâul pe care îl vei găsi." Tatăl meu, mâniat oarecum, a luat cheile hambarului cu grâul ca să-i aducă țărână. Dar când a descuiat hambarul și a voit să deschidă ușile, n-a putut, căci era tot hambarul plin cu grâu. Când a văzut aceasta, a cerut iertare bătrânului, slăvind pe Dumnezeu.